vulpița fără coadă. Pădurea era mare și deasă, iar pericolele care te pășteau de intrai singur în ea erau multe. Nimeni nu îndrăznea să intre singur. Doar pădurarul și cu o echipă de vânători patrulau mereu să vadă dacă nu au intrat braconieri să pună capcane pentru a prinde animalele. Capcanele găsite le confiscau, iar animalele erau în siguranță. Ei încercau să protejeze pădurea și animalele pentru ca acestea să ducă o viață cât mai bună. Cu tot efortul lor, uneori se mai întâmpla câte o nenorocire. Astfel, într-o zi, o vulpiță își prinse coada într-o capcană. Speriată că va fi prinsă și omorâtă de oameni răi, se zbătuse săraca până când scăpă, dar prețul plătit nu fu mic. Coada îi se rupse și rămase doar cu un ciot. Era foarte rușinată din cauza lipsei acesteia, considera o mare nedreptate că numai ea nu avea coadă. După câteva zile în care stătuse în vizuină necăjită și rușinată, se gândi că nu putea rămâne toată viața în vizuină, că trebuia să iasă afară pentru a-și căuta hrană și inevitabil se va întâlni cu celelalte surate. Ar fi mult mai bine, gândea ea, ca nici celelalte vulpi să nu aibă coadă. Așa că atunci când le întâlni, începu să le convingă și pe suratele ei să-și taie coada. Coada, spuse ea, este numai o povară și nici nu este frumoasă și nici nu este o dovadă de noblețe. Atunci, îi răspunseră suratele ei, tu de ce nu te bucuri că nu o mai ai? Știi vorba aceea? Mai bine să te învidieze alții pe tine decât tu pe alții. Vulpița își dădu seama că greșise. Nu erau vinovate celelalte vulpi de nenorocirea ei. Bine că scăpase cu viață.